polițiști inspectoratului de poliție județean Călăraș au depistat în cursul zilei de 25 octombrie un bărbat în vârstă de 52 de ani din localitatea Fundeni, Frunzărești, județul Călăraș, care este principalul suspect în cazul unui dosar penal înregistrat la parchetul de pe lângă judecătoria Oltenița sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate și de infracțiuni la viața sexuală. În fapt, pe baza informațiilor primite de la Poliția Capitalei, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Călărași au identificat în locuința suspectului un minor, iar la o altă locuință din București un alt minor. Ambii copii instituționalizați în centre de plasament din București, despre care, din primele verificări, există indicii că au fost victime ale celui în cauză. Se pare că bărbatul în vârstă de 52 de ani ar fi sequestrat doi băieți de 13 și 16 ani pe care i-ar fi abuzat sexual.